Găsit, doamnelor și domnilor, au început vacanțele, încep și românii să-și descopere sau să-și redescopere țara. Avem foarte multe ocazii de a face scurte plimbări prin diverse zone interesante ale României. Bineînțeles că deja s-a vorbit foarte mult despre Bucegi, s-a vorbit despre anumite zone din munți care sunt încărcate cu energie specială. Sunt însă foarte multe locuri încă nedescoperite sau despre care abia acum încep să vorbească cei care au avut ocazia să le viziteze. De foarte multe ori nici măcar nu sunt semnalate de autorități, nu găsești măcar niște indicatoare care, de exemplu, să-ți arate unde este vulcanul de la Racoș. Ați auzit de vulcanul de la Racoș? Apropo, ei, în această emisiune vom vorbi și despre vulcanul de la Racoș, și despre Trovanți, și despre Sfinx, pentru că în România există mai mulți Sfinx, nu numai cel celebru din Buzău, și cu toții au, se pare, niște energii speciale. Locurile, cel puțin, au niște energii speciale. Și vorbim despre aceste locuri interesante, practic o propunere de mini-vacanță pentru români în perioada următoare, cu invitații mei, domnii Iuri Floroiu, jurnalist, și Stelian Chivu, psiholog și terapeut. Vă mulțumesc foarte mult, domnilor, că sunteți aici. Cu ce să începem? Să începem cu imaginile pe care le avem aici, cu vulcanul de la Racoș, că tot pomeneam ceva mai devreme. Ce cu vulcanul de la Racoș? Unde e? Cum ajungem la el? După cum vedeți, este roșu, nu suntem pe planeta Marte, nu? Ci sunt imagini de la un vulcan care... Dar seamănă puțin cu Marele Canion. Da. De-a locului. Ba, seamănă chiar cu imagini din celebrul film Întâlnire de gradul 3. Este un loc superb. E un vulcan, într-adevăr, care a erupt ultima oară, după cum spun geologii, acum vreo 680.000 de ani, care între timp a devenit carieră. Și s-au extras de acolo, de la tufuri vulcanice, la vestita piatră Ponce, pentru râcâit călcâiele, scorie vulcanică și bazalt. Este un adevărat monument, chiar este ocrotit acum, pentru că e un muzeu geologic deschis, practic, și fiind cele mai noi roci care, practic, au apărut în România, sunt ușor de văzut, de pipăit, de simțit chiar energia frumoasă a locului. Sunt trei obiective pentru cine vrea să ajungă acolo, chiar mi-am notat. Unde este? Să spunem în primul rând Racoș, și în județul Brașov, din câte am înțeles. Exact. Și de asta mi-am și notat pentru cei care vor să ajungă la o excursie chiar de o zi. Se poate ajunge pe DN1 până la Brașov, apoi drumul național 13 spre Sighișoara și urmă pe drumul județean 131C spre ultimii 10 km spre comuna Racoș. Este o zonă superbă, tot traseul care cuprinde, să spunem, trei obiective, cum aici este practic conul vulcanului, carierele și culespezile de bazalt și lacul de smarald, cum mi se spune, pot fi parcurse în câteva ore și vă spun că vă încărcați de frumusețe și energie. Este o zonă, aici se vede, seamănă cu, într-adevăr, cu acel con pe care îl tot... Acel este vulcanul văzut de departe. De la distanță și cu acea imagine pe care reproduceau cei care au fost prinși în filmul Întâlnirea de gradul 3. Seamănă identic. Acesta este lacul de smarald, în schimb. Da, este superb. S-a format lacul Braz, de fapt se cheamă, s-a format într-o fostă carieră unde s-a exploatat material de acolo. Multe sate, multe case din Racoș, din împrejurim, sunt cu pereți și ziduri înconjurătoare, cu garduri construite din tuf vulcanic, din piatră de aici, fiindcă pentru o perioadă era la îndemână, era ieftină și se orientau și oamenii să... Uitați, nu ați folosit Photoshop, sper. Nu. E natural, e nu, chiar foarte frumos. Nu, e culoarea naturală a racului. Probabil că există și ceva oxid de cupru care dă această culoare verde frumoasă.
Eu am fost uimit, recunosc că am stat pe mal acolo și nu mă săturam să fac fotografii și să mă bucur de asemenea priveliște. Deci sunt niște locuri oarecum accesibile, se poate ajunge bine. Dacă vii din București, trebuie să mergi înspre Sighișoara. Sunt, da, E un sunt traseu cam, relativ simplu. dacă e drumul liber, ceea ce nu prea se întâmplă foarte des, În timpul săptămânii, dacă se în poate, cursul nu? săptămânii, cam în 3 ore jumate ai putea să ajungi în apropiere. Mai este iarăși în aceeași zonă, la câțiva kilometri, aici vorbim practic de tipia Racoșului, tipia Ormenișului, unde se pot vedea, dar nu foarte bine, urmele unei așezări dacice, considerată a doua ca mărime după Sarmise Getuza. A fost cercetate arheologii de profesorul Vasile Costea în urmă cu niște ani. S-a descoperit un impresionant inventar de unelte, de obiecte de cult. Era o așezare întinsă, multiterasată, se pare pe vreo 20 de etaje. Erau construcții civile, construcții militare. În zonă se pare de fapt că s-au dat și ultimele lupte după căderea Și Sarmisei există Getuzei. vreun indicator să spună cineva că e o veche așezare dacică? Spre zona asta n-am văzut, e nevoie de documentare individuală. Nu sunt vizibile decât o parte din zidurile Deci, așezării. Aici iată sunt despre ce lespezi locuri vorbim. Sunt acele de bazalt pentru tot care, la vulcanul de la Racoș. da, cu o solidificare prismatică și deasupra solidificare orizontală. Sunt incredibil de frumoase. Uite, unii se Sunt duc create de natură, trebuie să create de natură, alții se duc în Irlanda să le vadă și le avem la 2 pași lângă noi în România. Cei care sunt sensibili simt și un fel de energie benefică ce este emanată de aceste Și zone. vom vorbi și despre piramide în câteva momente. Ai cutreierat țara, știi o grămadă de locuri interesante. Dacă ar fi să faci un top 3 al celor mai interesante locuri și cu o energie foarte interesantă, cu o energie specială, care ar fi acestea? Când vorbim despre țara noastră, pe primul loc aș pune platoul Bucegilor, Padina. Și aici e necesar să înțelegem următorul aspect, pentru că învățăm de la daci. Dacii aveau un ritual care îl făceau la fiecare echinocțiu și solstițiu. De exemplu, 23-24 mergem cu un grup exact în zona respectivă. Ce făceau dacii? Prima dată stăteau în peștera Ialomicioara. Mai este puțin mai sus și peștera Călugărului. Apropo de acest aspect, am sesizat că în ultima perioadă de timp se dezvoltă acest turism spiritual-medical. De ce anume? În momentul în care dacii stăteau într-o peșteră, ce fenomen se întâmplă? Am avut, de exemplu, o grupă de pacienți care sufereau de nociofobie și claustrofobie, adică frică de întuneric și frică de spații înguste. După toate psihoterapiile făcute, bineînțeles, am zis, hai să mergem să verificăm. Am mers în peșteri diferite, am stat o noapte acolo fără lumină, fără zgomot și ei și-au certificat și au demonstrat faptul că deja s-au vindecat. Iată de ce vorbeam de turismul de vindecare. Iată de ce vorbeam despre acest punct care începe de acest triunghi dacic sacru, care începe cu peștera Ialomicioara. Deci dacii stăteau 3 zile și 3 nopți, altfel spus, mureau, nu ei, ci egoul lor mureau stând în întuneric, practic se produce o detașare, o deconectare de factorii, de stimuli pe care noi îi folosim ziua și noapte. Văz, auz, gust, miros, pipăit și așa mai departe. Stând în peșteră, practic, tu începi să te descoperi, mintea se relaxează, simțurile se ascult și după ce stăteau în peșteră, timp de 3 zile și 3 nopți, urcau timp de 2 ore, 2 ore și ceva până la Sfinxul din Bucegi, toată lumea îl cunoaște. Sfinx, când vorbim despre Sfinx, Sfinx înseamnă păzitor, portar, paznic. Și era un ritual prin care dacii îi cereau voie Sfinxului să se ducă către omul. Deci plecau de la peștera Ialomicioara,
urcau sus la Sfinț. Iată, aici este, apropo, aici este un Sfinț din Măcin. Și vreau să vă spun că acest Sfinț este cel mai vechi Sfinț din Europa. Nu este în Măcin unde? Adică în Munții Măcinului? În Munții Măcinului. Cel mai vechi? Imediat vă dau toate detaliile. Deci este cel mai vechi Sfinț din Europa pentru că este aflat în Munții Hercinici. Ori clar, Munții Hercinici sunt cei mai vechi munți din Europa, 500-600 de milioane de ani. Acest Sfinț este mai special pentru că e numit și Sfinxul cu două fețe. Aici este poza din partea de nord. Nu știu dacă mai sunt celelalte poze. E o construcție naturală, nu este creația omului. Absolut, este o construcție naturală. Iată aici este pozat Sfinxul din Bucegi cu anumite lumine deasupra lui. Sunt aparate speciale care reușesc să prindă într-o paletă cromatică mai largă și tind deja către infraroșu și ultraviolet. Aici este o poză făcută naturală și mai sunt și altele. Din acest punct de vedere, ajungea aici Sfinxul de la Buștea. E o față foarte bine definită. Este o față foarte bine definită, este o poză recentă. Avem poze mai vechi care arată mai clar. Este un Sfinx cu cap de extraterestru. Vreau să vă spun că la acești Sfinx am făcut niște... Iată, aici este Sfinxul Mama Pământ, cum îi zice, sau Mama Bună. Este Sfinxul de la Cetățuia. Sfinxul de la Cetățuia, de la cetățeni. Și acest Sfinx are o energie foarte specială. Când vorbim de energii foarte speciale, din punct de vedere emoțional, din punct de vedere psihologic, ei sunt măsurați cu aparate care au posibilitatea să cuantifice diferite câmpuri terestre ale acestor sfinși. Când vorbim despre sfinși, sfinxul în sine este o formațiune care generează o energie de tip yang. Când analizăm un vârf de munte, iată aici trebuie să fac o pauză, și o să ne întoarcem, aici este Sfinxul de la Herculane. Este o imagine superbă, avem foarte multe imagini, am fost cu un grup de persoane aici și pur și simplu și-au lipit fruntea de acest Sfinx și au sesizat clar cum mentalul se calmează. Când vorbim despre vindecare, vorbim despre vindecarea minții, a corpului mental, vorbim de vindecare emoțională, a corpului emoțional și, bineînțeles, de o vindecare fizică. Atunci, când îți pui fruntea pe un sfinx, practic, liniștea pietrei, energia pietrei, energia impregnată în piatră, pentru că știm că, în general, mare majoritatea pietrelor au și siliciu. Siliciu înseamnă o materie care înmagazinează foarte multe informații. Iată cât de puternic este această imagine. Vorbeam despre cei care și-au lipit fruntea de acest sfinx, au simțit cum mintea lor se calmează. Și odată mintea calmată, corpul emoțional se relaxează, apar emoții bune și aceste emoții bune nu fac altceva decât să facă, să declanșeze programe ce țin de vindecarea corpului. Deci, până la urmă, mi-a anticipat întrebarea ce... Iată, Sfinxul din Măcin, văzut de la o altă distanță. Încă o paranteză. Acest Sfinx este foarte ocultat. Spun asta pentru că personal am căutat vreo 3 zile. Am întrebat localnicii. Nu prea sunt. Nu sunt indicatoare. Și dacă te duci singur cu documentarea doar după net, trebuie să fii un bun cunoscător și comunicator cu natura. Deci 3 zile ți-a luat ca să găsești această piatră? Da, pentru că l-am căutat prin mai multe repere și l-am găsit. Sunt persoane care trec pe lângă el și nu îl găsesc. Din acest punct de vedere spun că este ocultat. Mergi pe un drumeag ocolit, privirea ți este atrasă de alte imagini, pentru că vis-a-vis de el este degetul lui Dumnezeu. Este o stâncă care arată cam așa. Cam așa arată. E foarte interesantă și este cumva în partea opusă a Sfinxului. Vreau să spun că cei care ajung aici la Sfinx vor simți amplificarea unor frici, pentru că din acest Sfinx s-a excavat prin explozii foarte mult. Și când cobori la baza Sfinxului, temerile pe care tu le ai în interiorul tău, cine nu are astfel de frici, au tendința să se amplifice. Cum se explică asta? Este simplu. În momentul în care analizăm un individ, automat care are și frici. Când ești pe vârful unui munte, se poate amplifica frica de înălțime. Când ești într-o groapă, se poate amplifica claustrofobia. Ei bine, la baza acestui sfinx, faptul că s-au făcut extracții, pur și simplu a fost săpat în acel sfinx, se simte senzație de teamă, de groază, de frustrare, de piele de găină, altfel spus. Iată Sfinxul din Măcin, dintr-un alt unghiuluat. Și aici se vede Sfinxul și cu corpul lui.
avem o imagine superbă. În momentul în care se urcă deasupra Sfinxului... Seamănă cu Sfinxul din Egipt, pentru care avea aceeași poziție. Da. Deși aceasta este o construcție naturală. Este o construcție absolut naturală, care, din păcate, datorită unei tendințe de îmbogățire a unora care au extras piatra de la baza Sfinxului, i-au creat o zonă de deficit energetic, de energie de tip yin. Iată de ce măsurătorile pe care le-am făcut acolo clar indicau niște perturbări ale câmpului magnetic. Și așa se explică. Când mergem într-o zonă, iată de ce recomand deplasarea în zone turistice, în zone spirituale ale țării, pentru că chiar facem așa ceva. Învățăm oamenii cum să se ducă și să se încarce. Iată, aici este un alt sfinx de lângă Sfinxul din Buceci, în imediată apropiere. Foarte puține despre care nu se știe. Foarte puține persoane îl cunosc. Și acest sfinx este într-un aranjament. Sfinxul din Buceci, pe fiecare punct cardinal, are câte o piatră specială. Iar acest sfinx este ca un ajutor, cumva ca un valet, ca un scutier care îl ajută pe Sfinxul principal, de care vorbeam atunci când am început să povestesc despre dacii care ajungeau la Sfinxul din Buceci, făceau un anumit ritual de deschidere, prin care cereau pur și simplu accesul energetic. Ce fenomen se întâmplă? Atunci când ceri voie locurilor naturii, natura, în povești și în realitate, vorbește despre... Iată, aici trebuie să fac o altă paranteză. Aici este un sfinx cu trei chipuri. Este un sfinx de undeva din zona Roșia Montana, care are trei chipuri. O să vedeți aici... Câți sunt în total în România? Sunt peste 120 de sfinși puternici. Ai apucat să-i vezi pe toți? Da. Să-i găsești? Aici, apropo de ce vreau să vă spun, aici am fost cu un grup de vreo 70 de persoane și i-am atenționat, în mod special i-am instruit. Atenție, pentru că se manifestă niște anomalii magnetice care influențează câmpul nostru magnetic. Anomaliile magnetice mai sunt numite în termeni populari și vâlve. Deși pusesem un încheietor de pluton și un deschizător de drumuri, practic de vreo 4-5 ori s-au împărțit, s-au rătăcit, până când o persoană chiar s-a pierdut. Iată cum câmpul magnetic, ca la porumbii. În momentul în care unui porumb el i s-a pus un anumit magnet, pur și simplu se rătăcește. Iată, păzitorii, entitățile, vâlvele acelor locuri au tendința să-și protejeze locurile dacă nu le cer voie. Sau poate că sunt pur și simplu jucăușe, pentru că mi-ați povestit de niște experiențe, același sfinx din Măcin, mi-ați povestit de niște experiențe de-a lungul timpului care, într-adevăr, te-ar fi lăsat să crezi că ori se joacă cineva cu tine, ori e ceva în regulă. Acolo puteți să ne detaliați puțin? Să ne dați câteva exemple. Să nu uităm că toate aceste locuri despre care s-a vorbit până acum, pe lângă încărcătura naturală, energetică a zonei, au dobândit în timp o încărcătură pe care noi, vizitatorii, de-a lungul, sau cei care au venerat aceste locuri de-a lungul milenilor, au lăsat-o. O amprentă spirituală. Marele Sfinx, de exemplu, din Bucegi, pe care l-a vizitat și peruvianul Daniel Ruzo și l-a comparat cu sfinșii din civilizației Maracoasii, despre care a și spus elogios că este locul în care omenirea poate, e un reper pentru omenire și omenirea poate renaște acolo, are o istorie atât de frumoasă și o încărcătură și naturală și spirituală, încât este greu să nu te poți racorda chiar inconștient la așa ceva. Dar, într-adevăr, până prin zonă, prin Bucegi, am trecut cu niște întâmplări interesante, locuri în care v-am adus o dată niște fotografii, aparatele sau au luat se descărcă aparatele. Și nu vorbim de telefoane care oricum se descarcă ușor. De fotografia serioase. Altcineva, un prieten de-al meu, a făcut aparatul la Torazna, a făcut singur fotografii. Și a surprins ceva. Și a surprins perfect ceea ce trebuia să surprindă, dar el fiind în lateral, fotografia a fost făcută din față, nu și cu bliț. Blițul aparatului era abatat. Zone în care n-a putut să facem nici focul măcar. Și este interesant la un moment dat când ai impresia că te-ai rătăcit pe undeva, pe un pădure, pe un viscol, să apară un animal care să te conducă exact unde trebuia să ajungi.
și să-i vrei să-i dai de mâncare și animalul să nu mai fie acolo. Da, pentru că avea o misiune pe termen scurt. A avut o misiune, ne-a dus unde trebuia să ne ducă și a făcut treaba și pe urmă n-a acceptat, asta nu-i să-i dă mâncare. Adică, gata, m-am dus aici. Bun, da, acestea sunt niște imagini de la cetatea Făgărașului, dacă nu mă înșel. Da, sunt, vestita fecioară de fier. Un obiect de tortură, dacă nu mă înșel. Un teribil obiect de tortură din Evul Mediu. Cei care trebuiau torturați erau introduși acolo, se închideau ușile, erau niște cuțite. Era destinat pentru tortură prelungită, agonia celui care era pedepsit. Era ceva îngrozitor. Revenim însă după publicitate. Ca să ștergem această imagine din minte, revenim cu imaginea piramidelor de la Shona. Eu nu știam de existența lor, aflu și eu pentru prima dată în câteva momente. Despre locurile foarte puțin cunoscute, din păcate, din România, locuri ieșite din comun. Iată un exemplu, piramidele de la Shona, tot în județul Brașov sunt. Da. Și cu piramidele de la Shona sunt construcții rezultate din munca omului sau sunt pur și simplu Părerile sunt naturale, da? Împărțite. Unii acestea sunt, sunt practic niște localnicii le spun de guruieți. Au niște legende foarte interesante despre apariția acestor piramide, legate cumva de existența uriașilor. Se spune că uriașii au ajuns în această zonă care, într-adevăr, este lutoasă, așa, s-au încărcat atât de mult lut pe opinci, încât atunci când le-au scuturat au apărut aceste piramide. Există, într-adevăr, mai multe teorii. Unele spun că ar fi, de fapt, morminte tumulare, ori de daci ridicate, ori de celți sau de sciți. Ele par nefirești pe un platou. Iată, vedem imaginile. Sunt 4 și 4, orientate pe direcția est-vest. Și la solstițiu soarele apare exact între piramide. Mai devreme se vedea și o săpătură într-una dintre piramide, în urmă cu câțiva ani. A venit un grup mai mare de turiști, cu ghilimele, care în Germania, dotați cu generatoare, în sfârșit au săpat, încercând să vadă ce este acolo. Nu se știe, totuși, chiar dacă localnicii au semnalat imediat activitatea lor și au fost prinși, dacă au găsit ceva, ce au găsit. Unii se pare că s-au mai și îmbolnăvit intrând prin piramidele astea. Este bine, totuși, că s-a văzut că sunt făcute într-un alt material decât lutul din jur. Cu ocazia ce ne face să credem că, că sunt totuși făcute ar fi artificiale. Bun, efecte se produc în zonă. Am avut și noi surpriza când am fost acolo să ne confruntăm cu câteva efecte firești pe lângă o piramidă. Ghida noastră avea de exemplu un încărcător extern puternic de 10.000 de miliamperi. A stat pe la baza piramidelor și s-a descărcat, s-a dezenergizat, n-am mai putut să-l folosească. Și eu am pierdut o parte din acumulatorii foto, dar pe urmă m-am încățărat repede în vârf, am făcut fotografii de acolo și n-am mai avut probleme. A mai fost o întâmplare că a început o ploaie ciudată, noi ne-am dus pe soare acolo, chiar am lăsat echipamentul de protecție la microbuzul cu care am venit și în timp ce ne tot cățăram pe acolo să facem fotografii, dintr-o dată a început ploaia. A fost cumplit până a reușit să ajungem la drum. Lutul este atât de dens, cred că fiecare dintre noi avea cel puțin 5 kg în plus pe atât care atârnau de picioare și aluneca în toate părțile, de-abia să ține echilibru. Dar nimeni nu s-a îmbolnăvit, toți am avut o stare de bine. Merită văzute, recomand, nu vă apropiați cu mașina de drum. Din cauza terenului. Pentru că dacă este umezeală, nu se mai iese. La piramide tot așa se ajunge la Făgăraș, în centru, la sensul giratoriu, în sfârșit este un indicator care te trimite spre piramidele de la Shona și recomand pe drum prin comanda Mândra Oltului, sunt lângă Olt aceste piramide,
să fie lăsate mașinile într-o zonă în care cred că a fost înainte un fel de cooperativă agricolă, sunt niște clădiri dezafectate și de acolo pe jos, cam un kilometru, și merită văzut peisajul, este superb și se simt acele energii nemaipomenite. Și acum aș vrea să vorbim puțin și despre bătrovanți, pentru că ei poate sunt mai ușor de găsit, cel puțin cei din zona Buzăului. E un traseu mai ușor, nu? Sau da, mă înșel? Este un traseu ușor. Buzău, Buziorul, se ajunge ușor la spre Babele, chiar așa sunt numiți de localii, Babele. E de urcat vreo o altitudine, vreo 50 de metri, nu e foarte mult. E zona de dealuri. Este o zonă de dealuri. Iată, aici avem un trovan sferic. E necesar să vorbim despre acești trovanți câteva cuvinte. Ele sunt numite și pietre vindecătoare, pietre puitoare. Am fost aici cu un grup de excursioniști și pur și simplu s-au aplecat pe astfel de trovanți. În discuțiile purtate cu localnicii de acolo, ei le spuneau pietre puitoare pentru că cresc. Și spuneau că atunci când îi dor câte ceva, se duc, se așează pe aceste pietre și deja bolile dispar. Mai mult, dacă vom fi în satele din apropiere atenți, la porțile lor găsim câte doi trovanți, unul de o parte și de cealaltă a porții. Ce fenomen se întâmplă? Pentru că noi acești trovanți i-am măsurat cu diferite aparate de specialitate, tocmai pentru a certifica sau a infirma anumite legende. Cert este că ei au, acești trovanți, au un câmp magnetic foarte puternic. Când vorbim despre formarea trovanților, datorită presiunii extrem de mari magnetice, picăturile de nisip, pentru că ei se formează în munți de nisip. Cine o să ajungă acolo o să vadă că sunt trovanți parțial scoși din acest nisip. Alte imagini exact de la trovanți, aceștia sunt mult mai mari, e un peisaj Selena, foarte ciudat acolo. Da. Aici, de exemplu, am măsurat fiecare trovant cu aparatele pe care le-am avut în dotare, plus că am chemat persoanele care sunt mai receptive și au fost vreo 70 de persoane ca să simtă fiecare trovant. Fiecare trovant a fost numerotat fără să fie agresat trovantul respectiv. Și fiecare a dat o evaluare de la 1 până la 10. Vreau să vă spun că peste 70% din cei prezenți acolo au aproximat energia trovanților. Deci trovanții se formează datorită unui câmp magnetic extrem de puternic care, iată aici, de exemplu, parcă este farfurie zburătoare. În centru e ca un pui. Da, e ca un pui, ca o sferă. Din cauza asta se numesc și pietre puitoare, deoarece ei în timp cresc. Cresc pentru că câmpul lor magnetic are tendința să se expansioneze. Câmpul lor magnetic influențează câmpul magnetic al individului. Câmpul magnetic al individului de obicei în timp se dezechilibrează datorită aparaturilor, datorită stresului, datorită motivelor, sunt slavă Domnului, ori stând în prezența unui astfel de trovant, pe trovant, dar să-l privească cu sacralitate, cu respect, pentru că dacă te uiți cu ură, cu tendința de a distruge un trovant, emoțiile, informațiile pe care le emiți către un trovant, către un loc sacru, sfinț, orice ar fi el, ți se întorc înapoi. Am dat mult mai multe imagini și mult mai multe informații pe pagina mea de Facebook, Stelian Chivu, cei care vor să intre au să și vadă așa ceva. Deci trovanții, având un câmp magnetic puternic, sunt puși și la poartă, pentru că un trovant într-o parte și unul în cealaltă creează ca o perdea de protecție. Și dacă vine cineva cu gânduri rele, câmpuri magnetice distorsionante, le lasă la poartă. Să rămână tot ce e rău. Să spunem totuși că avem o prioritate noi românii în studiul trovanților. Pentru prima oară în lume s-a vorbit despre trovanți într-o lucrare a profesorului Gheorghe Murgoci, terțiarul din Oltenia. Acum mai bine de un secol, până 1906 sau 1907. Deci merită să mergeți în zona respectivă, în Buzău, și să îi vedeți cu ochii dumneavoastră. Și pe cei de la Horezu, care sunt la fel de spectacol. Revenim în câteva momente. De 100 de ani la Timișoara facem vopsele românești de calitate. Îți
mulțumim că ne-ai ales. Evrica de la Azur. Vopsește românește. Când balonarea devine săcăitoare, s-ar putea să nu ai suficiente enzime pancreatice pentru digestie. Datorită tehnologiei inovatoare unice cu mini-microsfere, Creon acționează exact la locul și la momentul digestiei, optimizând-o și ajutându-te să-ți recapeți starea de bine. Disconfort și balonare, Creon aduce alinare. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Hemotrit H are un mesaj pentru tine și cei ca tine. Pentru gurmanzi, pentru iubitorii de film, pentru microbiști sau pentru cine pur și simplu stă. Folosiți Hemotrit H în tratarea hemoroizilor și recuceriți-vă locul. Acum și sub formă de supozitoare. Hemotrit H. Stai fără durere. Pentru cei plini de energie, diminețile sunt o plăcere. Iar cei somnoroși au nevoie de cineva energic lângă ei. Acum ai pijama pentru damă la doar 39,99 lei. Lenjerie de pat satinată începând de la 69,99 lei. Și pijama pentru bărbați la doar 34,99 lei. Lidl, meriți să fii surprins. Oricât ai tras în nouă pagini, seamă când diareea și intră în rol, iar comedia în ce devine dramă, te tratează Enterol. Enterol tratează diareea acută infecțioasă. Când diareea și intră în rol, te tratează Enterol. Viitorul confortului în casa ta. Daikin. Poți să fii mai bună. Să te trezești mai veselă. Să pornești mai energică. Să fii mai în formă. Să arăți mai bine. Să respecti mai ușor dieta. Ca să te simți mai bine, mănâncă inteligent. Grâu întreg păstrează în întregime fibrele și mineralele din grâu, fără euri și fără conservanți. Grâu întreg. Trăiește-ți viața inteligent. Deșteptare! Jucați, soldat! Hai mai repede! Ficatul tău duce lupte grele zi de zi. Pentru a fi din nou în formă, are nevoie de regenerare rapidă. Hepatoprotect regenerator. Și ficatul își revine ușor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Zilnic, ochii tăi sunt afectați. Acționează acum cât nu e prea târziu. Difebion protejează și menține sănătatea ochilor noștri. Atunci când contribui la pilonul 2, banii tăi lucrează pentru bunăstarea ta. Banii strânși în contul tău sunt proprietatea ta, așa că ai grijă de ei. Sunt Moise Guran și îți recomand să te informezi despre pensia ta privată pilon 2. Intră acum pe proprietardepensie.ro sau întreabă orice administrator de pensii private. Senzație de greutate și prea plin după masă? Triferment, pentru o digestie eficientă. A venit vacanța cu prăjitura din Franța. Sărbătorește cu un tort de ciocolată și bezea făcut în casă, cu mixurile pentru prăjituri și esențele Unirea. Păstrează aroma mult timp după coacere. Gavit ți-a pregătit mare echipare cu premii săptămânale. Cumpără orice produs Gavit și înscrie-te în cursa pentru premiile săptămânale. Gavit, îl știi de mic! Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de 2 ori pe zi. Da, mai avem, din păcate, puțin timp la dispoziție, dar aș vrea să tragem o concluzie. Sunt foarte multe locuri care merită vizitate în România. Am vorbit ceva mai devreme de piramidele de la Șona. Putem să vorbim și de stejarul de 900 de ani de la Mercheasa, care este ceva, într-adevăr, un obiectiv foarte puțin cunoscut. Martor la istorie, dacă ar putea vorbi. Iată, se vede foarte clar. Cât de mititei suntem lângă acest stejar. Are 900 de ani, spune. 900 de ani. Peste 3 metri diametru și, normal, peste 9 metri circumferință. Se găsește în comuna Mercheașa, la cam 70 de kilometri de Brașov, lângă Pomorod. Deci toate aceste obiective de care am vorbit sunt în județul Brașov, sunt accesibile. Sunt și niște indicatoare care duc spre acest platou, unde există și niște stejari mai tinerei pe lângă acesta de 900 de ani, care probabil a văzut și intrarea cavalerilor teutoni și invaziile tătare și alte minuni care s-au întâmplat în țara noastră.
Sunt stejari mai tinerii cu 300-400 de ani, dar la fel de impunători. Un peisaj extraordinar, oamenii sunt crescători de vită, puteți vedea și bivole acolo, că sunt mai rar văzuți, dar cea mai mare încărcătură este aceea sufletească și să te duci lângă acest stejar să simți într-adevăr energia lui. Pentru că o simți în toți porii, pur și simplu te strălucești de energie când ajungi lângă acest stejar. Mai ales că este un procedeu de cunoscut și de vindecători. Și mai sunt în zonă, că vorbim ceva mai devreme de Bucegi, care clar cred că e pe locul întâi, dacă întreb pe oricine care face astfel de drumeții. Ce zona ai mai recomanda? Buzău, Munții Dobrogei și chiar Leta. Unde mai este un stejar asemănător de vreo 600 de ani și în mod asemănător recomand celor care merg în natură să practice dendroterapia. Ce înseamnă dendroterapia? Să știi, să fii pregătit, să îmbrățișezi un copac. Sunt explicații care arată că, de exemplu, în cazul stejarului, taninul prezent în scoarța de stejar și în lemnul de stejar influențează circulația sanguină, influențează circulația energetică. Din acest punct de vedere, 23-24 o să facem pe triunghiul dacic, pe platoul Bucegiului și dendroterapie, plus că o să folosim și roa de dimineață. Roa de dimineață, apropo de aceste plaiuri superbe, dacă este colectată de la munte, dintr-o zonă fără poluare, dintr-o zonă cu multe plante medicinale, pur și simplu este un elixir al tinereții, un readjuvant și reușește ca să purifice omul pe toate cele trei planuri, mental, emoțional, fizic și pe ansamblu spiritual. Dar trebuie să mai spunem, apropo de această terapie, să nu îmbrățișăm copaci pe care apar ori sunt strâmbi, ori apar un fel de formațiuni tumorale. Acești copaci au crescut, dar zona, din punct de vedere al energeticii, nu este nemaipomenită. Interesant. Bineînțeles că intrăm și în detalii în funcție de psihologia individului. Poate să îmbrățișez de un stejar sau o salce. Depinde de stările mentale sau emoționale pe care le are. Aici recomandarea unui specialist sau pur și simplu se citesc materiale de specialitate și se rezolvă problema. Vă mulțumesc foarte mult, domnilor, că ați fost alături de mine. Sper că v-a fost de folos această listă de locuri interesante și mai puțin cunoscute în România. Rămâneți pe B1 TV de la Fix, Laurențiu Botic.